Da, uitați cu cine m-am întâlnit eu la petrecerea lui Andrei Ciobanu și a Marilenei, cu o veche cunoștință de a mea și de a lor, bineînțeles, cu Mihaela. Bună, Mihaela! Bună seara! Mă bucur că ne revedem. Ai venit până în Bacău pentru că ești prietenă cu Mari. Știu de foarte mult timp că vă lega așa o relație frumoasă. Mă bucur și eu că ne revedem. Da, într-adevăr, am ținut legătura cu Marilena. M-am bucurat de invitația ei și mă bucur că am fost atât de... Chiar după show-ul ăsta am rămas legate și mă bucur că m-a invitat să fiu lângă ea într-un moment atât de frumos. Te așteptai la această legătură între ei? Andrei a fost într-un alt sezon, ea în sezon cu tine în Republica Dominicană. Uite cum te aduce viața împreună. Eu m-am mai întâlnit cu Marilena, cred că în 2022 de Revelion, fix pe 31, ne-am întâlnit la... Aveam eu o prietenă în Bacău și m-am gândit la ea să-i scriu, că noi, chiar dacă nu ne-am întâlnit la alte evenimente, când treceam pe aici, îi dădeam mesaj și ieșeam la un suc. Și m-am întâlnit cu ea, între timp venise Andrei după ea. Și așa l-am cunoscut, bine, am schimbat așa câteva vorbe, dar mi s-a părut un om chiar super așa deschis și cu simțul umorului mi-a plăcut, adică se vedeau că se potrivesc. Da, e aceeași chimie pe care o observă toată lumea între ei, amândoi sunt energici, frumoși și uite că a venit și copilul. Da, mai ales că ea, din ce am înțeles în show, era cu altcineva, a fost așa... Că acum am văzut-o cu el, dar chiar se potrivesc. Mă bucur foarte mult pentru ei și ca un copilaș acum. Ce le transmiți lor acum că ești la petrecere și e ceva foarte frumos, sunt 180 de invitați, ca la o nuntă? Păi ce să le transmit? Toate cele bune, să se bucure de Tudor și să facă și nunta, să ne cheme și la nuntă. Eu îți mulțumesc mult de tot și petrecere frumoasă! Mulțumesc, la fel! Andrei și Tudor Mihai alături de noi. Bună seara din nou! Bună seara, Cornelia! Bună seara din nou! A început petrecerea, am văzut, aveți foarte mulți invitați, 180 de invitații, ca o nuntă! Da, avem toți prietenii aproape și asta ne bucurăm foarte mult, nu? Că am reușit să-i aducem pe toți, să-i adunăm pe toți, de fapt, adică o parte din ei. Da, ăștia mai apropiați, așa, nu? Nu neapărat mai apropiați, noi avem foarte mulți prieteni, dar asta le spuneam tuturor, că nici nu știu, sper să nu se fi supărat nimeni, adică eu aș fi invitat pe toată lumea, sincer, dar unor prieteni de suflet, dar care nu vorbesc des cu ei, mi-a fost frică cumva să invit, pentru că nu vreau să înțeleagă lumea, noi botezul l-am făcut de drag, eu am sute de petreceri, eu chiar am vrut să mă distrez și mă distrez, mă simt bine împreună cu invitații, nu vreau să creadă lumea că vreau să fac la număr sau chestii de-astea și... Sunt sigur că o să fie oameni care o să fie supărați pe noi, dar promit că o să invităm la nuntă pe toată lumea, adică la nunta o să fie mai mare, dar asta așa, atât s-a putut acum. Da, am văzut că ați deschis foarte frumos petrecerea cu o melodie de dragoste. Cine a ales-o? Tu, Mari? Nu, Andrei, eu voiam altă melodie, însă nu s-a putut acea melodie și Andrei a ales-o pe aceasta. Dar și asta e la fel de frumoasă ca cea pe care o voiam eu. Da, începutul a fost wow pentru mine, nu mă așteptam, deci toată lumea m-a întrebat dacă am emoții, nu aveam nicio emoție, adică eu nu am simțit nimica, am sute de petreceri și am zis, băi, o petrecere normală, Mari a fost toată ziua în febră și a fost foarte tensionată. Foarte tensionată, ca să iasă totul perfect, la mine era, dar când mai erau 3 minute și trebuia să înceapă, m-am îngălbenit-o la față, bătea inima în mine și a fost... Nu știu, am început să plâng efectiv, adică nu puteam să mă opresc. Da. Nu știu, e un eveniment unic în viața noastră. Mă bucur că se întâmplă și vreau să vă zic că eu personal, atât eu cât și Mari, ne-am dorit enorm de mult
să se întâmple minunea asta, Tudor. Și iată că este primul supraviețuitor care a supraviețuit și ne bucurăm și eu mă bucur extraordinar de evenimentul ăsta. Acum mă bucur că am început, am dansat deja un program și sunt mult mai ok. Așa, ce mai vedem în seara asta? Avem o surpriză. Da, aia nu, sunt foarte multe surprize. Sunt trei trupe care o să cânte, din Chișinău, din Iași și din Bacău. O să fie muzică pentru toată lumea, adică o să fie toate genurile muzicale, da. O să avem și niște dansatori, o să fie, din punctul meu de vedere, e un eveniment complex și mă bucur și sper să vă bucurați și voi de ce o să vedeți. Cu siguranță și o să le redăm și oamenilor de acasă toată atmosfera de aici, pentru că deja este una foarte frumoasă, o să fie și cursitoare, bănuiesc, sau ați renunțat la lucrurile acestea clasice? Eu nu am vrut, însă o să avem o mare surpriză de aici din Bacău, nu? Da. Plaiul Băcăoane, da. Plaiul Băcăoane, da. Care o să danseze, o să aducă tradiția aia în suflet, muzica populară și tradițională. Suntem din Moldova, suntem în Moldova și aici e vorba despre muzică populară și petrecere. Adică moldovenii se petrec. Ia uite și el râde acum când... Zici ceva? Zici bună seara! Au! Bună seara! Ceasul, arată invitațiilor ceasul, ia uite ce invitație! Bună seara! Toată echipa de la Obis! Să rămână! Servus, Leule! Bună seara! Bine-ați găsit! Bine v-am găsit! Toată lumea, ne bucurăm foarte mult. Chiar erați așteptați cu sufletul la gură, crede-mă. Da, abia așteptam. Noi mereu suntem ultimii ori unde mergem. Ne-am obișnuit și lumea cu noi să întârziem. Deci nu se mai supără nimeni. Da, nu e nicio problemă, că ultimii sunt cei din tâi. Întotdeauna importantă e prietenia dintre voi. E o prietenie. La 7 ore distanță, nu? Să înțelege. Voi de la ce distanță veniți? 5 ore. 5 ore, tot pe acolo. Mă bucur foarte tare să te reîntâlnesc și la un eveniment atât de frumos. Sărbătoarea doamna Cornelia, știți că pentru mine e o plăcere să vă văd mereu și având în vedere că vin la Marilena, care Marilena pentru mine a rămas ca o soră din emisiunea în care am fost împreună, atât ea cât și Andrei au rămas dragi sufletului meu, chiar dacă distanța e destul de mare, am zis că nu pot să nu fiu alături de ei. Și practic dacă ea și cu Andrei sunt ca niște frați pentru mine, sunt în calitate de unchi, cred că aici, nu? A, pentru da, cel mic, da. Așa e, în calitate de unchi pentru Tudor, Mihai. Ai venit din București, asta chiar voiam să specific aici. Nu este ușor să faci aproape 5 ore, dar important este să fii alături de oamenii care reprezintă ceva în viața ta. Normal, doamnă, trebuia să vin. Adică și dacă era în altă țară, cred că veneam, pentru că e o persoană dragă, cum am spus, sufletului meu și trebuia să vin. Atât ea cât și Andrei, da? Acum și cel mic. Și știți că mă știți de aproape 3 ani de zile. Eu dacă spun ceva, eu mă țin. Și am promis acum ceva timp, i-am spus... Dacă tu o să faci un copil cu Andrei, să mă chemați primul, că vin primul. Bine, și n-aveam să mă vin. Și cred că dumneavoastră ați venit înaintea mea, că astăzi am venit până la 2, la 3. Da, noi am venit înainte, am fost și la biserică, dar nu contează, că important e că suntem cu toții aici. Cum ți se pare, Mari, schimbată față de cum o cunoșteai tu? Sunt surprins pentru că a dat imediat burtica, adică nu se vede nimic și îmi place, i-am spus. Și eu nu zic de complezență, eu sunt o persoană destul de sinceră. Și i-am spus, vezi că îmi place să rămâi așa cu părul, că îmi place mai blonduț. Deci te prinde. Adică îmi place cum este. Andrei la fel, e tras cel mic, cu cel mic n-am apucat să le iau un pic în brațe. Asta că a fost totul pe repede înainte, de asta ați văzut, dar o să mă duc să le iau și pe el un pic. E un războinic de-al nostru, micuț așa, un războinic în miniatură. Un războinic micuț, chiar a fost botezat în ținute albastre ca să păstreze tradiția. Da, asta n-am văzut că a fost, că n-am... Sper ușirea mea am lipsit de la biserică, că a zis că să mă odinesc o oră și a fost mai mult de oră.
Da, o să recuperez acum, o să dansez toată seara pe ring. Promit, promit. Noi mergem, dansăm toți. Sunt, uite, a venit și Mihaela, sunteți dumneavoastră, dansăm cu toți. Așa, o să ne distrăm foarte tare la botez, este și un botez foarte mare. La finalul intervenției aș vrea să le transmiți ceva. Lor? Da, să veni și la nuntă. E adevărat că ei au început cu botezul, dar nu contează. Păi nu, le transmit, uite, mă uit acum la ei, vă transmit să nu fie prima oară când mă chemați pe anul ăsta în Bacău. Adică să vreau și la sfârșitul anului ceva. Rapid, hai, mișcați-vă, că vreau și la nuntă. Păi cred că e cazul și la tine. Și la nuntă. Aolo, la mine la nuntă? Nu, nu, mai lăsați-mă, doamne, mai lăsați-mă un pic. Eu momentan sunt bine. Mai stau un an, doi, mai stau. Sau dacă nu mi-am găsit aleasă, doamne. Dacă îmi găsesc aleasă și la anul ăsta, de ce? Uite, chiar îi pun pe Inaș. O să-i... Dacă mă ajutați să-mi găsiți aleasă, îi pun pe Inaș. Gata. Cine știe, în seara asta poate găsim aleasa lui Albert. Dacă nu e în seara asta, este în altă seară. Avem nașii, asta e important. Petrecere frumoasă. Mulțumesc frumos, vă pup, să rămână.